Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Avem lună nouă în Vărsător. Este un weekend în care multe adevăruri vor ieși la suprafață. E ca un fel de judecată de apoi, da? nu știu cum să vă zic. E ca un fel de dreptate divină care se face, doar că lucrurile merg într-o direcție total neașteptată. Adică... Cumva fiind Uranus implicat pe acolo, nu prea știm la ce să ne așteptăm, dar ideea este că vor fi reacții total ciudate. În alte cazuri poate să fie un weekend în care știu eu găsim o activitate care ne place, facem un curs nou, studiem ceva nou, apare un element de noutate care vine așa ca o gură de aer proaspăt și care ne ajută să ne eliberăm din niște lucruri. Este ca un fel de resetare din punctul meu de vedere. Așa cum am zis, Uranus e implicat în poveste. Da? E guvernatorul lunii noi face quadratură, da, cu luna și cu soarele și mai mult decât atât, avem și un ascendent în scorpion, adică da, să fie treaba bună. Vedeți voi. Spre exemplu, ziua de sâmbătă, chiar atunci, deci în noaptea aia, da, de vineri spre sâmbătă se produce luna nouă și acolo. Da e nu știu. E un moment de noroc, e un moment în care aflăm niște informații, da? se face dreptate, adevărul este la suprafață. Este și un weekend în general vorbind, să știți, în care na, femeile au un rol important. Da? Femeile au un rol important. E ca și cum se iau hotărâri în legătură cu niște sacrificii, în legătură cu niște lupte, în legătură cu niște lucruri acolo care ne-au făcut să suferim din multe puncte de vedere și acum e momentul, acum se mai rezolvă din lucruri. Vom fi cu toții curioși, bineînțeles, să aflăm diferite informații în weekend, dar v-am mai zis eu cu treaba asta, cu investigarea și cu partea de curiozitate, adică dacă o facem pe detectivi e ok, dar trebuie să ne ținem și tare, cum să ar zice. Pentru alții, nu știu, putem să aflăm niște informații sau putem să citim un articol care să ne dea, așa, un moment de trezire. Alții, nu știu, găsiți niște domenii în care să vă implicați, găsiți niște cursuri pe care să le faceți. Dar, în general vorbind, zic eu că e ca o resetare, e ca o updatare, da? Ceva de genul acesta. Și, bineînțeles, da, că, uite, spre exemplu, ziua de sâmbătă predispune la revederi cu oameni dragi nouă, predispune la. Ideea aceasta de a ne concentra pe viitorul nostru, pe viața noastră și, bineînțeles, că în multe cazuri discutăm și despre o zi de sâmbătă în care putem să ne revedem cu oameni, putem să avem discuții, dar. Foarte important e că, repet, este un moment de judecata de apoi, este un moment de dreptate divină care apare acolo, adevărul își spune cuvântul, da, cu siguranță vom fi cu toții mai dornici să aflăm lucruri, da, să aflăm adevărul, să ne eliberăm, să știm și noi una și bună, ori e albă, ori e neagră, cum s-ar spune, da, ori e bună, ori e rea. În ce situație ne aflăm și putem, dar putem să facem asta, doar că, repet, trebuie să fim și tari. Acum, ziua de duminică, să știți că ne găsește așa mai liniștiți. Cumva, după ce aflăm lucrurile astea, ne mai liniștim, ne mai calmăm, vrem să stăm așa mai mult noi cu noi. Iar ziua de duminică este foarte bună pentru a sta, pentru a reflecta, pentru a afla diferite lucruri. Ziua de duminică, să știți că e tare bună pentru a. Uh, poate pentru a pune capăt la anumite lucruri, pentru a ne da startul unei noi vieți, fără suferință, fără tot felul de, de lucruri. Da, Și femeile văd că au un rol important da, în ziua de duminică. Cam atât în mare parte o să vreau să discutăm mai multe clar pentru fiecare zodie unde e luna nouă ce se întâmplă ce ar putea să fie că n-am am zis. Fiind domnul uranus implicat și guvernatorul ascendentului domnul marte e prin capricorn spre ieșire e în conjuncție deja cu Pluto e foarte apropiat, deci. Se întâmplă tot felul de lucruri care mai de care mai ciudate nu sunt negative repet ele pur și simplu au un rol eliberator, da? eliberator și probabil suntem pregătiți pentru următoarea săptămână în care, nu știu, și Marte intră în vărsător, se întâlnește cu Pluto, după aia și Venus intră în vărsător, se întâlnește și ea cu Pluto și așa cum v-am zis eu o să trăim așa în niște etape da? pe care nu le vom uita ușor, da? nu le vom uita ușor. Hai să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie. Nu uitați să asculti și de la zodie și de la ascendent. Vezi și ce fac persoanele cele mai dragi și hai să vedem ce se întâmplă. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este o surpriză destul de mare. E un nou plan de viitor pe care vi-l faceți. Pot fi și noi persoane care apar prin cercul vostru de oameni, dar zic eu că este un moment de răsetare într-o relație, într-o prietenie fie apar oameni noi, fie relațiile deja existente se resetează, iar pentru alți berbeci poate să fie un moment în care vă vine o idee genială și vreți voi să vă deschideți ceva pe cont propriu. V-ați o pasiune și ați zis, uite, hai să monetizez pasiunea pe lângă muncă sau poate vreți să vă schimbați viața radical, știu eu, informații surpriză care apar pe zona de online pentru, pentru berbec și zic eu că este un weekend în care o să rămâi foarte surprins de informațiile pe care le afli. Poate să apară și o nouă iubire pentru, pentru berbec, dar pentru alții poate să fie și o resetare a unei relații deja existente, cum s-ar spune foarte mari surprize eliberatoare. Sâmbătă seara deja berbecul simte nevoia de odihnă, de liniște, de pace, vrei să stai mai retras, mai izolat și uite chiar ți-ar prinde bine multă odihnă noaptea aia de sâmbătă spre duminică. Chiar duminică uite primești niște bani, dai niște bani, seara duminică ai parte de o surpriză plăcută. Deci lucruri, lucruri frumoase pentru berbecări, zice eu. Dar hai să vedem și tarotul ce zici. Unii bărbeni puteți să vă schimbați așa planurile de viitor. Destul de mult. Uh. 3 de bâte, patru de spade. Deci un drum scurt pe care îl faci pentru a te relaxa sau o discuție care are de loc și care te pune foarte mult pe gânduri. E ca o primă de blocare care apare aici. Apoi avem regele de bâte, care este energia ta și este clar că în acest weekend ești foarte energic, ești foarte plin de viață și cu siguranță ai ocazia aici să-ți găsești pasiunea, ai ocazia să găsești niște activități care ție personal îți fac plăcere. Ultima carte, nebunul, o legătură poate cu un vărsător, știu eu, dar zic că este un weekend în care vei rămâne foarte surprins de multe evenimente care se petrec în viața ta. Poți să afli un adevăr, poți să te arunci așa cu capul înainte într-o situație fără să ai foarte multe detalii. E o surpriză aici, uite, legată de un drum, legată de o hotărâre. Te eliberezi. Zodia Taur. Dragi Tauri, um. Ha, pentru voi este o resetare totală legată de cariera voastră, da, nu se întâmplă lucrurile chiar sâmbătă, gata, vă schimba cariera, dar poate apare o idee, apare o propunere, citești un articol, îți vine o idee, afli o informație. Taurii care sunteți într-o relație și mai ales dacă relația aia nu mai funcționează absolut deloc, e acolo se produc lucruri, dragi tauri și apare o schimbare. Ei, schimbarea asta e, e ciudată, da? pentru că poate să vină cu un adevăr pe care îl afli, poate să vină cu o dezvăluire pe care partenerul ți-o face, iar pentru alți tauri poate să fie un moment în care, știu eu, luați o hotărâre cu partenerul. Fie vă despărțiți, chiar dacă e luna nouă, fie pentru alți tauri uh, poate să fie vorba despre o resetare a relației, adică nu știu, vă gândiți să vă căsătoriți, vă gândiți să vă oficializați relația. Iar pentru alți tauri, bineînțeles că pot apărea niște responsabilități acolo, din senin, de acolo de unde vă așteptați mai puțin, care zic eu că vă vor surprinde destul de mult. Taurul poate nu prea o să iubească atât de mult luna asta nouă, dar vă spun clar că ea vine cu schimbări, vine cu adevăruri și pur și simplu vă împinge de la spate toată situația asta să fiți autentici, să fiți sinceri și să faceți schimbări. Știți cum e cu schimbările, dacă, dacă nu le facem noi, suntem împinși de la spate și noi zodiile fixe cam... Na, cam pe acolo suntem și eu sunt tot taur, n-am nimic cu voi ca să știți că nici mie nu-mi plac schimbările, că e complicat, noi suntem acolo în confortul nostru, dar uite că, na, facem în acest weekend, astrele ne cam scoat, mă rog, ne cam scoat așa din zona de confort poate este un moment, uh, uh, dragi tauri, în care um, nu știu, rămânem surprinși de oamenii din jurul nostru, de declarațiile lor, de lucrurile care se petrec. Partenerul ți-a spus să-ți face niște dezvăluiri sau te apuci tu pe acolo și faci investigații și afli chestii, afli, dar na, da, e, e intens, e intens ce se întâmplă. E ca și cum e ceva care nu este conform gândirii tale, nu este conform uh, ideilor tale, da? poate ai zis că eu niciodată nu o să fac chestia respectivă. Și bineînțeles că unii tauri e posibil să aveți o reacție total neașteptată în acest weekend privind partenerul de viață, privind relația oficială, șefii, da? Taurii care sunteți șefi, vedeți că o să aveți niște reacții total ciudate weekendul ăsta, undeva sâmbătă spre seară, vă văd că ieșiți cu prieteni, ieșiți în evidență, iar duminică este un moment foarte bun să primiți niște sfaturi de la niște prieteni sau să vă așezați mai bine planurile de viitor. Da? Să vă așezați mai bine planurile de viitor. Norocul să știi că vine prin cealaltă persoană, norocul vine prin ceilalți, da? norocul e și pe casă, pe familie. Adică știi cum e, adevărul doare, dar mai și eliberează. Șapte de cupe spânzuratul. O legătură cu zodia pești, dar și un blocaj care e de mult timp. Și e cineva care tot stă pe loc și visează frumos cu ochii deschiși la tot felul de lucruri. Apoi, avem trei de monede. Te întâlnești cu un grup mai mic de oameni. Afli o informație. Uh, pentru alți tauri, mai am o informație. Ia fiți voi atenți weekendul ăsta prin relația cu autoritățile, adică să nu încălcați legi și alte nebunii. Da? Weekendul ăsta chiar ar fi bine. E ca și cum se face dreptate și apoi avem tentația da, și faetonul, o legătură cu un capricorn, dar și cu zodia rac știu, apare un drum important da? sau poate să fie un moment în care se rezolvă o situație care stăta pe creier din trecut, de prin 2023 da? sau poate mai mult de atât, cine știe. Este un weekend foarte intens pentru tauri, nu știu, poate aflați niște lucruri de niște oameni din jurul vostru, dar eu văd aici un adevăr, un adevăr, Uite, poate rămâneți și surprinși de faptul că cineva vă place, cineva vrea să vă cunoască, și uite, acum are curajul. Că acum toată lumea o să aibă foarte mult curaj. Zodia Gemeni Dragi Gemeni, cred că aveți multă clar viziune în perioada asta, voi. <laughs> da? Este o perioadă în care Gemenii au foarte mare încredere în ei, în intuiția lor, văd lucruri, simt lucruri și dacă nu o ascultați. Aici eu nu mă mai bag, da, că universul ăsta vrea să vă protejeze, vrea să vă ajute, dar ideea e nici voi să nu insistați. Eu zic că pentru gemeni este o lună nouă foarte interesantă, care poate să dea startul unei perioade foarte bune pentru gemeni. Pe zona aceasta a studiilor e ca și cum, nu știu, găsești un domeniu pe care vrei să-l studiezi, dai drumul la un proiect mare. Unii gemeni poate începe să lucrați mai mult cu o companie străină sau pentru zona străinătății. Unii începeți să studiați ceva, începeți niște cursuri. Alți gemeni pur și simplu trăiți e o perioadă în care deodată așa începeți să vedeți lumea altfel. Deodată lumea e colorată, deodată lumea e frumoasă pentru gemeni. Însă fiți și voi tari că veți afla și voi diferite secrete, diferite lucruri care, nu știu, poate țin de muncă, poate țin de uh, viața voastră. Unii gemeni poate vă gândiți acum serios să vă mutați, să plecați în altă țară, în alt oraș să plecați prin străinătate, unii poate abia acum aveți curajul să vă rupeți din niște lucruri mai puțin pozitive. Da? Acum e curajul, dar zic eu că e posibil să afli și niște chestiuni legate de partenerul tău sau chestiuni legate de șeful tău. Da? Posibil și asta. este și o perioadă în care cu adevărat, știu eu, și dragostea e ciudată pentru gemeni, că apar tot felul de lucruri. Însă, partea bună a lucrurilor, dragi gemeni, e că după această ofertă care apare, după această idee, după această dezvăluire, după această întâlnire știu eu, că poate să fie și asta, după aia sunteți foarte bine susținuți, adică pentru voi e ceva benefic, pentru că ieșiți în evidență, vă eliberați, e de bine, uite, de exemplu, de sâmbătă, sara, deja ieși în evidență, ești bine susținut și orice ai face lucrurile ți ies bine duminică 11 februarie acolo, la fel vin niște vești bune de prin trecut, e o karmă bună care apare pentru gemeni. E ceva benefic și, bineînțeles, duminică seara, iar mai aveți o surpriză legată de internet legată de. Um, o veste, din, o, o veste din străinătate poate este și o veste bună pentru gemeni legată de o deblocare. De o deblocare. Ei, acum, ce să facem? Este o perioadă în care suntem cu toții așa treziți la, la realitate și asta e de bine. Zic eu, da? E de bine. Și deci pentru voi e o lună nouă bună. Bună. Patru de spade temperanța. Da? Cântărește aici ceva de ceva timp. Încerci să te împarți între două locuri de muncă, două situații, două lucruri diferite. Și Saturn cam nu prea te lasă așa să ți împrăști energia peste tot. Unii poate meditați sau poate vă gândiți să plecați undeva. Ceva se deblochează, dar poate nu de tot. Ia uite, valetul de monede, deci studiezi ceva, analizezi acolo o situație. Pentru unii gemeni poate ar fi bine să fiți puțin atenți și pe sănătate. 6 da? de monede, niște bani care îți vin sau un cadou pe care îl primești, o investiție care apare, dar ceva îți văd eu că se echilibrează. Reușești să rezolvi ceva. Reușești să te eliberezi dintr-o situație ciudată. Și toată povestea, să știi că are legătură și cu un drum. Nu știu unii să treceți printr-un fel de trezire spirituală. V-am zis că e o perioadă în care pur și simplu vedeți prin oameni. Dar na, acum trebuie să și ascultați informațiile respective. Zodia rac dragi raci pentru voi să știți că este o lună nouă care este adevărat că vă dă o resetare totală în relația cu tatăl, în relația cu partenerul. Poate să aducă și un suflet pereche luna asta nouă, de ce nu? Doar că e un suflet pereche care e posibil să-ți cam schimbe așa planurile de viitor. Pentru unii raci această noutate care apare, acest adevăr, această întâlnire de gradul 0, nu știu cum să vă zic eu, dar Vă poate schimba destul de mult perspectivele de asupra viitorului. Dacă până acum vă doreați voi casă și familie, e posibil acum să ziceți, băi gata, vreau carieră. Da? Și așa mai departe. Poate să fie uh, o nouă afacere, poate să fie o nouă idee care îți vine și pe care vrei să o pui în practică, dar uh, poate să fie și startul unei perioade în care racul zice, gata, mă apuc de făcut schimbări în viața mea, că, nu știu, mi-am găsit pasiunea respectivă și vreau să-mi pun toată energia acolo. Poate să fie și o resetare în relația de cuplu, și aici fie e cu despărțiri, fie e cu, nu știu, căsătorii. Da? Nu știu. Găsești pe cineva și gata, de mâine te căsătorești. Știu eu, apar tot felul de amânări, apar tot felul de schimbări. Și, pe de altă parte, foarte mulți raci veți rămâne surprinși de niște informații pe care le aflați de la un prieten. Da? Uh, în a doua parte a zilei de sâmbătă deja lucrurile se mai relaxează, se mai liniștesc, iar atenția ta este pe zona străinătății, pe zona studiilor, pe partea aceasta spirituală. Și uite, duminică de dimineață. Poate ești cu, cu un prieten la o cafea sau primești niște vești bune legate de un examen. Poate alți raci vă eliberați de ceva anume, și cu siguranță undeva duminică seara, rămâneți plăcut surprins și de o veste bună care apare. Da? să nu vă faceți planuri duminică seara. <laughs> Sau unii, nu știu, aveți o clar viziune din asta foarte puternică legată de viitor, legată de viața voastră. 10 de cupe, asul de spade. Se ia o hotărâre importantă pentru rac legată de casă, familie. Este și un moment al adevărului, mai ales acolo unde lucrurile au fost ascunse. Și poate e ceva legat de un bărbat, da? cineva care are prea multe pe cap. Poate să fie vorba și despre o persoană din zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn sau o persoană stabilă din punct de vedere financiar, poate să fie o persoană familistă, o persoană sigură pe ea, dar e cineva aici care tot jonglează în două direcții, două situații. Apoi, trei de cupe, o bucurie mică pentru tine, o întâlnire cu niște prietene, o întâlnire cu niște oameni dragi ție. Puteți să cunoașteți o nouă persoană, așa cum am zis, iar asul de cupe vine cu o veste de liniște, de pace, vine cu un nou început. Asul de cupe vine cu o bucurie pentru sufletul tău. Da? 4 de cupe, de ce înseamnă să de cupe? Eu cred că e un nou început bun, doar că racul nu e foarte încântat de ceea ce se întâmplă. E ca și cum îți este teamă, ți se pare nedrept sau nu știi cum să reacționezi. Se ia o hotărâre într-o relație, e clar. Dacă mergi pe undeva să te distrezi, să te relaxezi, vezi nu exagera cu nimic, că nu-i cazul dacă e posibil să te simți rău a doua zi. Dacă nu exagerezi, e ok. Zodia Leu. Dragii lei, pentru voi eu o lună nouă care două resetare destul de puternică da? pe partea aceasta de relații, în special dacă discutăm de o relație veche care trebuia acolo de mult uh, revigorată, care trebuia de mult rezolvată, poate erau probleme, știu eu, Fleul o să rămână tare surprins, fie de reacția șefului, fie tu poți să ai o reacție total neașteptată, da? O relație, nu știu, de la muncă se transformă în iubire sau din iubire, nu știu, o dați în prietenie și vă dați seama că nu mai merg lucrurile între voi. Pe de altă parte, cei singuri, vedeți că aveți șanse să cunoașteți pe cineva, da? Pe cineva, dar persoana asta apare atunci când vă așteptați mai puțin. Însă tare mult aș merge eu și pe ideea că trecutul se reactualizează pentru, pentru leu. Da? Este și o perioadă în care apar și tot felul de discuții acolo legate de bani, legate de acte, legate de un proces, legate de zona aceasta de legi, zona juridică, adică ceva acolo totuși nu-i nu, -i, nu -i foarte bine așezat. Acum, dragii lei, trebuie să vedeți și voi exact, sincer, cât meritați ca și bani, da, să nu exagerați și trebuie să vedeți exact și dacă sunteți suficient plătit sau dacă nu cumva cereți mai mult decât face. Adică trebuie să găsiți acolo un echilibru. Da? Trebuie să găsiți un echilibru. Eu zic că e un moment bun pentru leu. E un moment în care reușiți să dați startul unei, unei, unei situații. Acum, pentru leu poate să însemne și deschiderea unui proces da? sau niște declarații pe care cineva le, le face. Da? Unii v-am zis posibil chiar voi să acționați într-un mod foarte suspect, foarte ciudat. O colaborare nouă, o situație în care sunteți. Uite, 8 de monede. Deci tu ești pus pe muncă. Ești pus pe tot felul de lucruri. Și n-am menționat, dar uite, sâmbătă spre seară, deja ți se aglomerează programul sau este o perioadă în care apar multe lucruri de făcut. Duminică, 11 februarie, acolo, uite, apar niște vești de dimineață, niște vești bune, vești clarificatoare, cumva ceva se închide, ceva se rezolvă. Unii poate finalizați un proiect sau poate finalizați ceva important. Da? Lucrați la ceva, vă străduiți aici din tot sufletelul ăla al vostru. Eremitul, o legătură cu o fecioară, dar. Văd și o persoană care este foarte atentă la detalii, poate este o persoană care stă izolată și lucrează. Justiția, o legătură cu zodia balanță, dar și o dreptate care se face, o decizie importantă care se ia. Marea preoteasă, ultima carte, ei pot fi și secrete care se află, dar unii lei puteți avea o întâlnire în secret sau puteți avea o conversație interesantă cu o persoană din jurul vostru. Da? Marea preoteasă aici uite doi de monede, e ca și cum. Primiți bani, dați bani la rândul vostru, reușiți să vă eliberați de o situație. Zic eu. Undeva unde era pace și liniște, acum se uh, se rezolvă lucrurile zodia fecioară. Așa dragi fecioare pentru voi uh, e despre muncă. Da? Primiți niște vești acolo care vă lasă așa cu gura căscată. Nu sunt vești rele, atenție, nu sunt vești nu sunt vești rele. Sunt niște vești care vă ajută mult. Da? O discuție între două persoane, cineva care vă vine în vizită, ceva acolo se întâmplă pentru fecioară și rămâne tare surprinși de un adevăr care apare. De un moment în care îți dai seama cu adevărat că ceea ce ai crezut tu că e roz, acum e albastru. Stau pentru unii dintre voi, posibil, acum să apară, știu eu, ca un fel de resetare. Da? Unii poate vă găsiți o pasiune sau învățați lucruri noi, găsiți oameni noi, găsiți persoane care vă ajută, vă ghidează, vă sunt alături. Și de asemenea, dragi fecioare, vedeți voi că e un moment de studiu pentru voi. Pot apărea și mici mari discuții în contradictoriu. Atenție puțin pe zona aceasta de lege, da? pentru că acolo pot apărea tot felul de lucruri care să vă surprinde, dar nu sunt lucruri rele, sunt lucruri bune, zic eu. Da? undeva, sâmbătă seara, deja atenția e, pe relațiile cu ceilalți și fecioara se poate împăca cu cineva și uite, duminica apar niște vești bune din străinătate, vești bune de la drum, stai de vorbă cu cineva, ți se clarifică o situație, rămâi surprins de cum anume decurg lucrurile. Dacă este să discutăm de fecioarele, știu eu, aflate într-o relație, acolo pot fi niște discuții, pot fi niște reacții, niște fapte da, care au loc și care și simplu te lasă așa destul de surprins. Adică nu ți vine să crezi ce se întâmplă, e că teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica, dar nu e ceva rău, e ceva de bine, e un moment de eliberare pentru fecioară. Nu știu, apare o nouă colaborare, îți vin noi idei, încep noi cursuri, afli niște informații. Dar ți-am zis, dacă e vorba de viața privată, acolo o să rămâi tare, tare surprins de evenimentele, bineînțeles, care, care au loc. Da? Cu siguranță sunt probleme pe relația cu un copil, relația cu persoana iubită, chiar și cei singuri, cu siguranță vă zbateți acolo, dar uite acum e momentul eliberării și toată povestea asta ține de a acționa într-un mod diferit, de a comunica într-un mod diferit, de a spune lucrurilor pe nume. Hai să vedem ce zice tarotul. Deci pentru fecioară eu zic că e un moment bun, da. Simțiți că o eliberare. 9 de cupe. Luna și 9 de cupe. O legătură cu zodia pești, dar multe iluzii, nu știu, o situație ciudată. O surpriză pe care o ai, uite, din partea unei femei. Are legătură și cu un drum. Are legătură și cu o situație ciudată. E o stare de confuzie și în legătură cu starea asta de confuzie apare eliberarea. Apoi avem soarele, o legătură cu un copil, dar și un moment în care uh, răsare soarele în viața ta, adică în sfârșit vezi lucrurile clar, în sfârșit se clarifică ceva în minte și știi mult mai bine de acum încolo ce să faci. Ultima carte, 5 de cupe, e ca și cum regreți niște acțiuni, regreți ceva ce ai făcut, regreți ceva anume, ceva legat de bani, ceva legat de un copil, de trecutul tău, ar fi bine să lași trecutul la în urmă da și să te deschizi pentru că uite apare o bucurie pentru tine. Zodia balanță. Dragi balanțe, cum să vă spun eu uh, pentru voi luna asta nouă. Uh, vine cu o resetare a unei relații deja existente, deci cei care sunteți într-o relație deja o să rămâneți tare surprinși. De niște informații pe care le aflați, fie partenerul vostru e tare curios, dar are impresia că știu ceva e interesant acolo, sunteți voi mai misterioși, poate vă doriți mai multă libertate și poate persoana asta vrea să știe băi, ce cum ăsta da el lângă mine sau nu e lângă mine și se apucă face investigații și rămâne surprinsă o surprinsă de ceea ce află pentru balanță. Poate să însemne și o nouă colaborare care apare, dar poate să însemne și o nouă relație care apare. Doar că vezi tu, e o relație care îți va schimba viața. Este acel ceva pe care tu l-ai așteptat ca să faci schimbarea, ca să faci mutarea, ca să dai drumul la treabă, ca să acționezi cumva. Pe de altă parte, o relație, repet, deja existentă se poate transforma. Nu știu, v-am zis, zicei, care împletiți așa iubirea cu munca da, sau ceva vă atrage pe acolo, ceva e interesant, ei, uite acum fie rupeți relația aia de tot, fie o duceți la un alt nivel, da, nu știu, cineva ajută demisia și pe aia rămâneți împreună sau ceva de genul ăsta. Acolo apar, apar schimbări pentru balanță. Poate să fie vorba și despre o nouă afacere, o nouă colaborare, dar dacă e așa, să știți că presupune o investiție destul de mare sau presupune o rupere bruscă, presupune o transformare destul de puternică. Însă eu cred că balanța ă, e foarte bine susținută. Da? Și cu siguranță află un adevăr sau reușește să se deblocheze dintr-o dintr, -o, dintr -o poveste. În a doua parte a zilei de sâmbătă, atenția să știi că e pe muncă, ai ceva de rezolvat, ești prins cu munca, cu rutina zilnică și uh, uite, duminică ești foarte bine susținut aici, da, ai multe lucruri de rezolvat, uh, poate legate de muncă, poate legate de starea de sănătate, uh, balanța reușește să-și pună în ordine anumite lucruri, dar repet, e o lună nouă care vă poate împinge de la spate, dragi balanțe, vă poate da un avânt, vă poate ajuta, dar da trebuie să faceți și voi ceva. ce înseamnă o resetare? Cei care sunteți printr-o relație? Adică, nu știu, resetați relația în sensul că fie rămâneți prieteni că lucrurile nu mai merg, fie, da, poate să apară și, da, și despărțirea dacă rămâneți prieteni. nu e vorba de o rupere definitivă, că e lună nouă, e vorba de o transformare. Pentru alții, dacă relația de cuplu funcționează, poate să fie un moment în care spuneți gata, ne mutăm împreună sau ne separăm și așa mai departe. Deci tot felul de lucruri și bineînțeles că balanța este, este foarte bine, bine susținută pe a rezolva și niște chestiuni personale până la urmă pe luna asta. Nouă. Chiar sunteți ajutați. 10 de spade. Pentru alții, eu știu, e o luptă acolo, dar Când e pasiune, când e răceală, e ciudat. 9 de monede, 10 de spade, e ceva aici destul de ciudat, fie legat de o pierdere, fie legat de ceva care se închide, ceva legat de o sumă de bani, un blocaj în care ești. Și cum de multe ori blocajele sunt doar prin mintea noastră. Trei de bute, o primă de blocare, un drum scurt pe care îl faci, o rezolvare a unei situații. Ultima carte, cinci de cupe. E ca și cum regreți după ceva. Nu știu după ce regreți tu acolo, dar ceva e, e ciudat. Ă, Acum, să mai aflați un secret sau cineva, sau voi aflați secrete, fie voi, fie partenerul vostru. E o nedreptate, e ceva anume. Na da, acum cu Lilith acolo, eu v-am mai zis, nu vă bazați, da, că. Uh, lumea e răbdătoare, lumea nu e răbdătoare în perioada asta. Chiar nu e și e foarte dură și foarte rece și nu. Stă nimeni să aștepte orice. Da orice. Na. Da. Dar eu așa cred că e o lună nouă eliberatoare. Zodia scorpion. Dragi scorpioni. A, voi, ce să vă zic, sunteți în centrul atenției. E despre viața privată pentru scorpion. S-a umplut paharul. S-a umplut paharul. Unii puteți avea niște discuții foarte serioase privind o mutare, o relocare, poate o despărțire, poate un drum cu familia. Poate pur și simplu să sunteți concentrați acolo, să vindeți casa, să vă cumpărați altă casă, să vă mutați. Poate nu neapărat vă certați, dar e, vă, vă stresați. Dar normal când vrei să faci niște schimbări, te stresezi acolo, să faci gânduri. Pe de altă parte, dragi scorpioni, cum să vă spun eu, o să rămâneți total surprinși de reacția unui bărbat din viața voastră sau reacția unei femei, nu știu. E vorba de relația cu partenerul, e vorba de relația cu niște clienți mai vechi, e vorba de relațiile cu ceilalți acolo. Puteți să aflați niște lucruri care îți vă lase destul de surprinși. Da? Destul de surprinși. Și posibil ca scorpionul să treacă la fapte, începând cu această lună nouă. Vedeți că e posibil, da, să vă placă, dar în același timp să vă și scoată din zona de confort. Unii scorpioni, posibil, voi să fiți cei curioși sau nu știu, voi să fiți cei acolo care faceți o investigație, faceți un spionaj, vă duceți, vă interesați, vreți să știți, să aveți control, da? mergeți, dar trebuie să fiți și tari în legătură cu ce aflați. Asta e important. Iar pur și simplu, unii scorpioni acum au găsit soluția, acum au găsit rezolvarea și începeți un demers legat de o mutare, legat de renovarea unei case și așa mai departe. În a doua parte a zilei de sâmbătă, atenția e pe copii, pe iubire, pe toată zona aceasta și cu siguranță, uite, în ziua de duminică, poți să faci niște drumuri. Poți să ai niște discuții interesante, poți să intri în contact cu partenerul tău, e ca și cum dai la pace, reușești să rezolvi ceva, reușești să te eliberezi dintr-o situație. Poate și eu, sâmbătă e cu tensiuni, dar duminică îți mai liniște scapele. Da? Sau, în sfârșit, știu eu, sâmbătă afli lucruri și duminică zici, bun, am aflat ce am aflat, acum hai să rezolvăm problema. Da? Hai să rezolvăm problema. Știu că nici vouă nu vă plac chestiile astea, dar, repet, este un moment al adevărului pentru Scorpion și eu simt că sunt chestii vechi acolo, da, pe care fie n-ați vrut să le vedeți, fie sunt lucruri pe care le-ați ignorat, fie ați zis că lasă că, din punct de vedere emoțional, eu trebuie să fiu acolo. Unii nu știu, puteți să aveți discuții din acestea interesante, privind o mutare împreună cu partenerul, privind o nouă casă, da? Avem steaua și asul de cupe, o legătură cu un vărsător, dar și în moment în care scorpionul e foarte dornic să se mute, să facă un drum, să schimbe ceva. Unii poate dați startul unui, nu știu, unei perioade în care vreți să vă faceți curățenie prin casă, vreți să vă rezolvați ceva anume. Asul de cupe vine cu o veste bună, da? Dar unii puteți să cunoașteți o nouă persoană, este o persoană. Sensibilă, cineva la care se ajunge greu. Apoi avem temperanța. Deci, tu încerci să dai la pace cu cineva. Ești poate prins aici și pe zona aceasta medicală, unii dintre voi. Alții vreți să vă vindecați, vreți să găsiți un echilibru, vreți să ajungeți la un compromis. Dar știți cum vedeți că la cei pe cer mm, compromisurile astea nu prea arată bine. Da? Ultima carte, Șapte de Spade. Da? Nu știu, e ca și cum șaptele ăsta de spade zice că lași ceva, da, și pleci mai departe. Șapte de spade poate să însemne și oarecare dezamăgire. Poate legată de o femeie, poate legată de muncă, uh, poate e ceva legat de o persoană care îi place să se bucure de viață. Da? Ceva ce nu-ți place. Nu. Da. Dragi scorpioni, ce v-aș zice eu? V-am mai explicat eu cu starea voastră de bine și cu starea de sănătate și cu alte lucruri. Adică e important da? și cu cine stați prin casă, prin bloc și în ce loc stați. Chiar e foarte important și asta. Da? Deci vedeți ce faceți. Zodia Săgetător. Ei, dragii mei, pentru voi apare acolo un curs, apare o noutate, apare weekendul ăsta o conversație interesantă, apar niște vești de la muncă vi se iubește oportunitatea să dați un examen, să vă înscrieți la niște cursuri, să studiați ceva nou, unii poate vreți să vă luați o mașină, știu eu, tot felul de chestiuni de genul acesta. Cu siguranță comunicați foarte mult, cel puțin sâmbătă, aveți tot felul de discuții, doar că cei mai mulți săgetători o să rămâneți tare surprinși de niște lucruri pe care le aflați. Veți afla niște lucruri care au fost ascunse din diferite motive. Fie pentru a vă proteja, fie unii săgetători n-ați vrut să le vedeți și uite, acum le aflați. Uh, o să rămâneți total surprinși și voi de niște informații care apar, fie de la muncă, fie într-un drum scurt pe care îl faceți, fie prin niște discuții pe care le aveți. Și de asemenea, uite, una a doua parte a zilei de sâmbătă, atenția e pe casă, pe familie și acolo, nu știu, duminică te duci în vizită la cineva, te pregătești să te muți. Alți săgetători poate... Um, nu știu, primiți persoane în vizită sau aveți de lucru prin casă. Deci sunteți concentrați pe tot felul de, de chestiuni de genul acesta. Poate să apară o nouă colaborare, poate să apară și o nouă relație pentru unii dintre voi. Na, o să cam spună lucrurilor pe nume și da, e posibil ca unii oameni să reacționeze ciudat, că na, adevărul nu e totdeauna foarte drăguț. Asul de cupe, doi de cupe, e uite o vestă bună care apare pentru tine, e o vestă bună, e un nou început, o nouă relație. Noi persoane care ți, intră la, care ți intră în anturajul tău. Colegi de la muncă cu care te împrietenești. Posibil și asta, iar apoi avem aici cavalerul de, nu. Regele de spade o stai așa. O legătură cu zodii de aer gemeni balanță vărsător, dar ce simt eu aici să-ți transmit e să fii puțin atent sau atentă la un bărbat sau la o persoană cu uniformă, cineva care lucrează cu mintea este o persoană puțin și care are niște strategii, știe foarte bine ce are de făcut și are niște planuri. Apoi șase de monede, ultima carte, niște bani pe care îi primești bani pe care îi dai o negociere care apare da cineva care îți cere ajutorul. Uh, e o tentație aici, dar trebuie să fiți atenți. Da? Unii, dacă vă aflați prin relații din asta de cuplu ciudate, uite, acum se poate clarifica povestea. Da? Poate să apară și un moment pasional pentru unii dintre voi. Cineva care te plăcea de mult timp și nu avea curaj și acum zice lucrurilor pe nume. Zodia Capricorn. Pentru tine uh, poate să fie un moment interesant în care. Apare o nouă metodă de a face bani, apare o nouă metodă de a face lucrurile, este vorba despre un nou început, fie din punct de vedere financiar, fie este vorba despre o nouă viață, un nou viitor pentru capricorn. Vedeți și voi ce oportunități apar, vedeți ce oferte apar în perioada asta, pentru că sunt benefice pentru voi. Cu siguranță vă rămâneți și voi surprinși de niște declarații ale unui copil, poate este vorba despre o persoană mai tânără sau despre persoana iubită, pentru că și pe acolo e posibil să rămâneți tare surprinși de lucrurile pe care le aflați, de declarațiile pe care cineva le face. Și zic eu că în a doua parte a zilei de sâmbătă, atenția o să fie pe rude, o să fie pe comunicare, pe drumuri scurte, pe toată zona aceasta, iar duminică, foarte mulți capricorni, poate știu eu, vă întâlniți cu persoana iubită, stați de vorbă cum un copil, se mai liniștesc capele, Prima dată poate să fie ca un șoc pentru voi, dar apoi vă dați seama că e o binecuvântare. Da? Este o binecuvântare. Um, poate este vorba și despre o schimbare legată de un grup de oameni din care faceți parte. Poate este vorba și despre o schimbare a unui viitor pentru alții dintre voi. Hai să vedem ce trebuie să știți poate să apară și o nouă persoană pentru, pentru Capricorn. Apar o nouă persoană, zici gata, asta e alesul, asta e aleasa și ai fugit în altă parte. Ați poate în sfârșit aveți curajul sau sunteți împinși de la spate, știu eu, să faceți ceva pe cont propriu. Să faceți ceva pe cont propriu. Este adevărat că sunteți voi acolo puși pe treabă, sunteți energici, dar mulți capricorni sunteți și într-o perioadă în care nu prea mai acceptați voi orice. Orice. Luna 7 de monede. E o iluzie aici în legătură cu așteptare, în legătură cu niște bani, în legătură cu un proiect. Roata destinului, deci un noroc pe care îl ai. Dar și faptul că Cineva reușește să clarifice o poveste. În acest weekend se pot întâmpla pentru capricorn evenimente simbolice pentru această lună februarie. 5 de spade, un compromis, păi, v-am mai zis, treaba asta cu compromisul nu prea mai merge în perioada asta prea mai merge. Prea mai merge ultima carte trei de spade și deci ceva ce nu-ți place ceva ce nu-ți convine cineva care face o schimbare, cineva care are o reacție ciudată. Uite, o veste bună care apare. Deci, dragi capricorni, este o schimbare așa a planurilor voastre, dar eu zic că e, e de bine. Zodia, vărsător, dragi vărsători, sunteți în prim plan. Pentru voi este ca o resetare pe care vă dați, da, mai ales cei care sunteți născuți zilele astea o să simțiți din plin, da urmează o perioadă în care sunteți foarte bine treziți la realitate. Poate să fie vorba despre șeful vostru, despre partenerul de viață, tatăl, poate să fie vorba despre niște evenimente neprevăzute care apar și în casă și în familie și responsabilități de unii Cum să vă zic, veți trece de acum cu Pluto acolo printr-o perioadă destul de dură, destul de puternică și poate să fie un moment de sfârșit, un moment de încheiere, dar pe care, mă rog, care s-a întâmplat până acum, da? Și acum, luna asta nouă, te invită spre un nou început, fie că vrei, fie că nu vrei. Eu zic că este un moment în care poți avea discuții foarte serioase privind un drum împreună cu persoana iubită, privind o mutare, o relocare, poate chiar să fie vorba și de persoane care îți vin în vizită. Deci, apar tot felul de de lucruri, care mai de care mai interesante, bineînțeles. Pot fi și chestiuni legate de un copil, de persoana iubită, de atracția dintr-o relație uh, și vărsătorul poate să facă niște schimbări radicale, fie în modul în care arăți, în modul în care te exprimi. Pot fi schimbări destul de mari din punct de vedere personal, da? schimbări mari. Uf, în a doua parte a zilei de sâmbătă, atenția e pe bani, pe stabilitate materială, iar duminică, bineînțeles, uh, 11 februarie, aici e o bucurie mică care apare. Sunt niște bani pe care investești în casă sau niște bani care îți vin din trecut. Undeva duminică seara ai parte de o surpriză plăcută legată de bani, trecut, mâncare, toată zona aceasta. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Soarele, ia uite, 5 de cupe, da, aveți regrete, nu știu, vă. Pare rău. După o decizie pe care ați luat-o în casă, în familie, vă amintiți de trecut. Da? Soarele o legătură cu zodia leu. Aici, pentru vărsători, eu văd o bucurie, văd că ceva începe să se lumineze. Poate este o bucurie legată de un copil. Apoi, 5 de băte, o oarecare agitație care este aici, dar și un moment în care vărsătorul are uh, foarte multe lucruri de făcut. Acum, a indicat, este să nu te baci prin tot felul de lupte și e important să consideri, nu știu, că lucrurile pot fi luate puțin și și în joacă, da? Iar ultima carte este 8 de băte. Multă comunicare care apare, multe discuții interesante. Um, Poate să fie și un weekend în care ai parte de pasiune, ai parte de lucruri frumoase în relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Da? Apare o veste bună. E ca și cum vrei să-ți dai o resetare, vrei să devii altă persoană, vrei să faci schimbări mari. Zodia pești. Dragi pești, în primul rând vă spun clar că odihna este sfântă pentru voi. În special în noaptea aia de vineri spre sâmbătă, dar eu m-aș raporta la tot weekendul. Luați și vă odihniți. Nu exagerați cu absolut nimic. Pentru voi este cumva începutul sfârșitului, cum s-ar zice. Este vorba despre un adevăr pe care îl aflați. Este vorba despre ceva ce conștientizați. Care o să vă surprindă destul de mult. Poate este ceva legat de un bărbat din viața voastră, o rudă, ceva ce se petrece acolo pentru voi. E ca o transformare, e ca o schimbare, poate are legătură și cu un prieten care vă dă o veste, poate are legătură și cu viitorul vostru care, știu eu, începe să arate așa puțin diferit. Unii pești puteți să aveți ca un fel de trezire spirituală, da, pe luna asta nouă, dar totuși eu v-aș recomanda să încercați să vă să vă odihniți. Pot fi acolo niște discuții care se reiau în casă, în familie și discuțiile astea poate n-au mai fost purtate până acum sau poate ai mai vrut să le ai și nu s-au legat lucrurile. Poți să rămâi foarte, foarte surprins, poate de niște musafiri, poate de niște drumuri pe care le faci niște persoane care îți vin în vizită. Reiei legătura cu niște persoane din trecut sau trecutul bate la ușă, dar repet, odihna. Eu zic că este binevenită pentru pești, nu exagerați cu absolut nimic. Pe de altă parte, în a doua, în a doua parte a zilei de sâmbătă îți mai recapeți energia, te simți mai bine, însă uite duminică primești niște vești bune de la o rudă sau îți vin persoane în vizită, te vezi cu persoane dragție. Cine știe, mai e o discuție interesantă, mai afli un lucru, mai dai un sfat cuiva, că este și o perioadă în care ai intuiție. Iar undeva duminică seara poți să rămâi surprins de un apel telefonic, de un mesaj. E ceva plăcut de data asta, da? e ceva plăcut. Poate să fie și o schimbare de plan pentru pești legată de zona străinătății, legată de niște acte, niște Uh, sunt multe lucruri care uh, care vă pot surprinde pe voi în această perioadă, iar surprizele pot veni din mai multe părți. Aici avem un 10 de cupe și temperanță. o reuniune de familie sau nu știu, gătești ceva, ai un eveniment, ai ceva pentru că văd o adunare într-un grup mai mare de oameni. Pentru unii văd și o legătură cu zodia săgetător 5 de monede, eu senzație de singurătate de abandon sau este un moment în care, așa cum ți-am zis, poate ar fi bine să te odihnești mai mult, da, uh, unii pești. Parcă nu vă simțiți băgați în seamă sau nu vă simțiți suficient iubiți, nu vă simțiți suficient relaxați. Ultima carte, 4 de cupe, ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Și acum, dragi pești, să vă dau și eu așa un sfat drăguț. Dacă mergeți la vreo petrecere weekendul ăsta, chiar vă rog eu din suflet nu exagerați cu absolut nimic, da? nu stați până târziu, mergeți să dormiți, nu vă aruncați cu capul înainte prin niște chestii. Da? E ca o senzație așa de plictiseală, de oboseală. Da? Păi da, acum dacă tu nu te respecti, dacă tu nu te iubești, dacă tu nu spui pui niște limite, nici ceilalți nu vor avea cu tine. Da? Păi, e ceva legat de o relație, de o situație. Da, Dragilor, acestea au fost previziunile pentru weekend, o lună nouă intensă, frumoasă, relaxantă. Și ce să vă zic, vă doresc un weekend cât mai frumos și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă invit și la previziunile pentru următoarea săptămână dacă sunteți curioși și vă reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă să ai și un weekend super!